Mamă, tu ești patria mea, creștetul tău, vârful muntelui acoperit de nea, ochii tăi, mări albastre, palmele tale, arăturile noastre, respirația ta, nord în care curg ploi peste câmp și oraș, inelul din degetul tău, cătarea prin care ochesc un dușman, basmaua ta, steag zvâcnind ca inima. Grigore Vieru. Bună seara, oameni buni! Și mă bucur că și în această seară sunteți alături de mine și alături de invitații mei. Select String Quartet a adus această atmosferă de poveste astăzi în studio și mulțumesc tare mult Viorica Gafiță și colegilor ei
pentru că au reușit să-și facă timp și pentru o seară în familie și pentru că vor fi alături de noi până la finalul emisiunii. Cea mai frumoasă declarație de patriotism este să-ți iubești aproapele, să-ți iubești mama, tata, copii, să-ți iubești familia, să ai grijă banal sau nu de cetatea cea mică a societății în care cresc și se educă viitorii ei membri. Ce poate fi mai frumos decât să transmiți dragoste, respect și încredere și să reușești să clădești acele ziduri în care cresc copiii fără griji. Familia prezentă astăzi pe canapea este una frumoasă, una armonioasă, una care știu la sigur crede în această mică celulă a societății, în patria lor cea mică. Ei cresc și educă 3 copii frumoși și deștepți. Ei au o afacere împreună și ei cred că viitorul lor este aici acasă, în Republica Moldova. Așa că merg să le spun bună seara. E vorba de Sergiu și de Stella Moldovanu. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bine te-am găsit! Stella, te las pe tine să-ți prezinți puii. Pentru că cea mai mare avere a mamei, dacă vrei, cea mai mare bucurie și laudă sunt copiii ei. Așa cum îi dezmergi tu, așa cum le spui tu, care e Lelea? Păi Lelea este Anuc, care este prima noastră fiică, după care este Bianca și Leo. Și Leo, ăsta e alintatul familiei. Ultima bucurie noastră. Și el a mai venit cu un membru al familiei voastre, l-am întrebat de unde l-are și a zis că e secret de familie și nu vrea să-mi spună. Dar el e mic, e prietenul tău, nu? Cum îl cheamă? Cine e ăsta, prietenul tău, Leo? Păi noi ne-am înțeles... Leo de mare. Un Leo de mare. Un Leo de mare pentru Leo. Sergiu, cum e să ai o comoară așa de mare acasă? Îți place să fii regele cetății tale? E o responsabilitate, bănuiesc, destul de mare. Îmi place, nici nu mi-am închipuit să fie altfel. Eu am fost unul la părinți și tot timpul mă gândeam când voi avea familie, voi avea mulți copii. Nu știam sigur câți, dar mulți. Și așa și-a fost, așa și este. În discuțiile voastre de la începutul începuturilor era vorba despre câți copii vreți să aveți? Ați fost oamenii care din start ați zis că vreți să aveți mai mulți copii, da, pentru că o familie frumoasă e o familie în care se educă cel da? Puțin eu, doi. Eu nu țin minte să fi avut discuții referitoare la câți copii vrem. Probabil că Sergiu și-a pus drept scop, el fiind unul și ducând și te-a motivat. Dar nu am avut niciodată probleme, în asta de vedere eram în unison. Anuc, Bianca, da, spuneți, în familia voastră are ședințe de familie? Se întâmplă să vă adunați seara cu toții la un ceai și să puneți de o discuție despre ce s-a întâmplat azi, ieri, în timpul săptămânii, ce planuri aveți pentru viitorul apropiat? Da, de obicei în fiecare seară luăm cina împreună, este un fel de tradiția noastră să adunăm toți la masă și să discutăm și să ne împărtășim impresiile din acea zi. Tu ești la vârsta la care bănuiesc că seara îți dorești să ieși cu prietenii, păstrați această tradiție de a sta cu toți? Da, dar încerc să o păstrez. Bianca, îți plac ședințele astea sau te cicălesc mai mult? Îmi plac. Este o oportunitate de a petrece mai mult timp cu familia. Mai degrabă sunt niște cine obișnuite decât ședințe. Zis, pentru ședințe. Ședința asta presupune așa un gen de oficialitate cu, cu cravată, dar în mod normal este un gen de tabiet al nostru cina să o luăm împreună. Sunteți oamenii care își educă familia din cărți? Citesc cărți de parenting, de educație, de psihanaliză, de psihologie, gestică, mimică, fraze cu care trebuie să-ți alinți copiii? Sau sunteți oamenii care își aducă copiii din inimă de aici, dacă vine, vine, dacă nu vine, nu vine? Cum e? Eu pot să zic că mă interesează unele cărți legate de educația copiilor, dar nu cred că suntem oamenii care își aducă copiii din cărți. Cred că mai degrabă din intuiție și din ce credem noi că este mai bine pentru ei. Făcând abstracții de reguli stricte și din ceea ce simțim noi, da. Auzi la alți părinți cumva și zici trebuie să aduc și eu la mine acasă să fac tot așa? Nu, cred prea. Că foarte rar, da. În general, mai degrabă mergem împotriva regulilor bine stabilite și stricte decât... Ce înseamnă niște reguli pentru familia voastră? Ce nu trebuie să facă fetele voastre ca să nu vă supere de tot? Să ia note tare bune la școală? Nu, cu notele nu avem, în general, școală, probleme cu notele și cu care sunt
pe care-i treaba la școală. În general, noi nu prea ne-am implicat. Fetele noastre sunt destul de independente și au grijă să fie tot în regulă. Ianca, nu, că e adevărat că voi vă treziți singuri dimineața, că nu mama și tata vă pun ceasul și nu vă trezesc pentru da, școală? Da, și e adevărat că din cauza lor ați întârziat odată și de atunci nu-i mai ascultați dimineața? Da, la început întârziam și după asta am hotărât să ne trezim noi și... Așa rămâne. Să facă și micul dejun și după asta, asta s-a întâmplat mai ales după ce a apărut Leo, când mie îmi trebuia mai mult somn și atunci fetele au luat în mâini micul dejun și, și trezitul dimineața. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mai ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Eu aș vrea să vorbim un pic despre povestea voastră de iubire. Se zice că atunci când doi oameni se întâlnesc, ceva trebuie să-i lege sau trebuie să apară sclipirea. Nu știu, ce a fost la voi? Licru din noi, dragoste la prima vedere? V-a întâlnit cineva cumva? A stat cineva în spatele vostru și v-a împins în această relație? Cum e? De câți ani sunteți împreună? Apropo. Noi anul ăsta vom face 16 ani de la căsătorie, de ziua căsătoriei. Tot atâția ani ne cunoaștem, pentru că relația noastră a evoluat foarte fulminant. Noi ne-am întâlnit la o agenție de turism. De, Plecați în călătorie sau lucrați? Nu, lucram împreună și fiecare avea viața lui deja foarte bine stabilită cu relații care durau de ani de zile. Pentru Sergiu probabil că a fost și un imbold din partea șefii noastre. Da, ce da. Bună și să pună da. Da, da. Noi, pentru noi e dragoste la prima vedere, dar și fulgerătoare. Dar ceva timp eram împreună până la asta. Prima noastră etapă a fost așa un gen de comunicare prietenească la ieșirile noastre la prânz ca și colegi. Și eu am rămas foarte impresionată de cât de deschis poate fi el și cât de ușor este să comunici fără să ai bariere de a spune ceva cu gândul că o să fie înțeles altfel. Asta mie mi s-a părut cel mai fascinant. Și apoi a venit un impuls din ăsta care s-a întâmplat atât de repede încât ne-am dat seama că tot ce am avut noi anterior sunt de fapt niște lucruri la care foarte ușor putem renunța. Eu cel puțin am ars foarte repede podurile în urma mea, chiar dacă eram deja logodită, deci erau niște relații foarte, foarte strânse cu persoana cu care am fost anterior. Tu, practic, te-ai băgat într-o relație deja formată? Da, și nu am regretat, nu am ezitat. Poate puțin la început, dar după ce ne-a spus șefa noastră, Sergiu, nu, sta, uite ce fată. Eu o vedeam și până atunci, dar nu vroiam să sar peste cineva. Și până într-o bună zi a mers totul foarte repede. De la sine. S-a întâmplat dintr-un touch. Stella m-a cucerit prin simplitatea ei. Prin artistism te-a cucerit atunci? Îți plăcea să, nu știu, să inventezi câte ceva în vestimentație, în bijuterii, pe vremea aia? Mai era deosebită, era simplă, dar deosebită și... Ochii ei m-au făcut să mă pierd în ei. A, ce frumos! Și acum tot. O redescoper permanent. Să mă duc acasă. Fetelor, da, vouă vi se pare că părinții voștri se iubesc ca la început? Da. Da, cu siguranță. Îmi place relația asta să o vedeți în casă? Da, este foarte plăcut și frumos să vedem împreună, fericiți. Se întâmplă să se certe? Foarte rar, mai degrabă mici neînțelegeri decât certuri. Cine cedează primul? Mama sau tata? Depinde de situație.
Cine e mâța blândă, cea care întotdeauna știe cumva să ambaleze fiecare conflict ca să se șteargă colțurile? Tata, cred, poate. Uneori. Da, ce bine e! Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într-un jurământ. Multe lucruri se întâmplă tare împreună și tare legați unul de altul. Nu prea facem cumva deosebire tata și mama. Între copii și părinți. Și între copii și părinți la fel. Cum ați ajuns la ideea asta? Cum ați încercat să ștergeți diferența de vârstă, diferența de educație? Din mici am abordat așa. Da, eu cred că din mici am fost... Membri de plin, nu era diferență. Din start erau oameni, omuleni cu care discutai, cu care vorbeai, de la care cereai părere. Adică nu exista niciodată... Dacă rămânească buzunării, știau lucrul ăsta, nu li se dădea senzația că le-au pe toate, nu? Din fericire nu prea am rămas cu buzunarul gol niciodată. Bine, sunt probleme în familie în care te gândești mai bine să nu știi copiii, mai bine să facem așa ca ei să fie feriți. Noi împărtășim... În general, noi nu suntem părinții care ascund ceva de la copii și principiul nostru este să nu mint, indiferent de situație, cum se întâmplă în alte familii, de exemplu, părinții merg la teatru și zic că se duc la serviciu. Așa ceva, mi se pare că nu e corect și lucrul ăsta cred că îl cerem și de la copii. Să zice exact așa cum sunt lucrurile și atunci ele cumva pot fi rezolvate mult mai simplu decât dacă inventezi ceva sau spui o minciună. Copiii v-au schimbat din start cumva viața și existența după căsătorie? V-ați dat seama că timpul vostru se împarte deja la 3, nu la 2, pe urmă la 4? De foarte multe ori vedem situația în care în familie apare un copil și atunci totul în jurul lui și e o povară întreagă pentru mama să facă toate lucrurile perfect și nu știu ce. Noi am privit cumva copiii ca o bucurie care a venit în momentul ăsta și totul se întâmpla cumva fără a sesiza o anumită greutate. Da, îi cărați cu voi peste tot, cum zic mamele? Sau lăsați acasă? Așteptați la bune, la bunici? Încercam să-i luăm cu noi, da, bine. Când erau mici, îi luam. Ne mai ajută și bunicii, bineînțeles, dar de cele mai multe ori sunt cu noi peste tot. Bine, avem noi niște convenții. Înțelegeri, da, o vacanță noi, o vacanță împreună. O vacanță cu ei, o vacanță fără ei. Asta e așa, o înțelegere ca să nu apară pe urmă discuții de ce noi mergem fără voi. Adică următoarea dată să mergem împreună. Nu pot să nu vă întreb cum a apărut și Leo în familia voastră, pentru că eu cumva vă urmăresc traiectoria știind doar de două fete. Erați o familie realizată, o familie care pusese deja pe picioare o afacere. Cumva erați mondeni, prezenți la toate evenimentele. Și la un moment dat o văd pe Stella însărcinată și mă gândesc, Doamne, femeia asta lasă totul baltă și mai face un copil. Ori tu ai încercat să le demonstrezi tuturor că, de fapt, să mai faci un copil nu înseamnă să-ți lași baltă celălalt doi copii, soțul și afacere. Leo a apărut într-un moment în care noi am făcut cu fetele înțelegere. Care era înțelegere? Labrador sau frățior? Aoleu, Labrador sau frățior? Tu știi cu cine te-au comparat surorile astea ale tale? Asta așa, este gluma care noi încercăm să o folosim de foarte multe ori, dar, de fapt, pentru mine personal, Leo a apărut într-un moment în care eu eram foarte epuizată de lucru. Deci eram dedicată total serviciului și m-am gândit că am nevoie de o pauză și tocmai a venit minunea acest și copil, și băiața, în plus, tata vroia la băiat cu care, da, să meargă la pescuit și să zică că are și el un băiat. Și atunci el a venit, într-adevăr, într-un moment foarte potrivit pentru ambii și este o bucurie pentru toți. Și e adevărat că mai mult îl cresc fetele decât mama și tata? Sau nu? Nu cred. Nu prea abuzăm noi de voi. Da. Noi încercăm să le păstrăm timpul lor, să fie al și lor. În general, cred că fiecare trebuie să aibă timpul și ocupația sa și să nu fie cumva impuși să facă anumite lucruri. Eu cred că fiecare trebuie să facă exact ceea ce îi place și atunci calitatea vieții în jurul fiecăruia. Dar ați simțit brusc că nu mai aveți timpul pe care îl aveați? Că vi s-au schimbat tabieturile? Că vi s-au schimbat preferințele de vacanță, de exemplu?
Eram conștienți că primul an posibil... O anumită perioadă, da, va fi un pic mai... Pe urmă îi luam cu noi peste tot și... Leo timpul mers... care era preconizat pentru noi, am început să-l petrecem mai intens, să-l folosim la maxim și atunci Leo ajunge timp pentru toți. Leo a mers în prima călătorie la mare când avea 4 luni și apoi peste un an când avea 1 an și ceva, deci nu l-am exclus din peisajul nostru. El în continuare a intrat foarte simplu în... În casa voastră? Da, în echipa noastră. Ce mă gândesc eu acum? Că dacă îți mai pune odată problema labradorului... Poate mai vine un frățior. Da, s-a mai pus problema doar că de data asta alt gen de... altă rasă de câine. Și probabil că o să ne oprim la o rasă de câine mai devreme sau mai târziu. Nu, eu cred că este destul de armonios ce avem noi acum. Nu știu dacă... Dar dacă Dumnezeu o să vrea să mai... Eu am zis undeva că mă consider o femeie sănătoasă și bună de făcut copii. Pentru mine a fost foarte ușor să trec peste toate sarcinile și să muncești în timpul sarcinii, să muncești și imediat după. Nu am luat nicio decizie până acum, atât, până aici. Ce optimiști sunteți! Da, decizie finală nu. Finală nu a fost. Hai să lăsăm în suspans ideea asta. Eu vreau să invit doi artiști aici care să ne cânte. Cumva emisiunea asta a mea vine în ajunul zilei Independenței și deși încerc să nu fac din asta un mare tamtam și un pafos, dar până la urmă e o sărbătoare națională. Și m-am gândit să vie doi artiști care, la fel ca și voi, iubesc țara, doar că mai nou au o piesă parcă ruptă din realitatea pe care o trăim cu toții. E vorba de Satele Moldovei Mele și de trupa Acord, Igor Sârbu și Igor Stribițchi, oameni care trăiesc tot ceea ce fac, oameni care își aleg cu grijă melodiile, pentru că fiecare text pe care îl pun pe notă este unul care îi reprezintă, care îi caracterizează ca și artiști și mi se pare mie că au crescut tare mult în ultimul timp. Salutare, bună seara! Bine te-am găsit! Bună seara! Bună seara. Când zic că ați crescut, nu mă refer la înălțime, ci la valoarea voastră ca artiști, pentru că sunteți tare selectiv la textele pe care le cântați. Încercăm, anii trec și învățăm și noi multe lucruri. Și îmbătrâniți, nu? Prindeți la mine! Nu mai îmbătrâniți, dar căpătăm mai multă experiență, așa că... Hai să vorbim despre această melodie frumoasă pe care la început ați scos-o ca și hit, eu zic așa, pentru că din prima a prins Satele Moldovei Mele împreună cu doamna Anastasia Lazariuc. Pe urmă ați refăcut un pic și ați cântat-o în doi și ați făcut și o coloană video care te apucă de inimă cumva, pentru că vrând, nu vrând, e realitatea pe care o trăim noi cu toții. Adevărat spui, de fapt ne-am propus din start, pentru că Anastasia este membru la București, să avem 3 variante. Deci este varianta noastră de duet cu Anastasia Lazariuc, varianta solo Anastasia și avem și noi varianta noastră ca și trupă. E o piesă care a venit în repertoriul nostru așa, ușor, lejer, dar cu emoții aparte, pentru că Iurie ne-a arătat această piesă și noi am zis că prea multe piese dramatice, dar nu putem rata această ocazie să n-o cântăm. Și am făcut o... varianta Acord, o piesă care de fapt ne caracterizează ca și stare, ca și neam, cred eu, nu știu. E cerută în concert, e cerută de public, mergeți... Da, cu siguranță, a fost îndrăgită chiar... și de public, cu toate că nu o gândăm așa de des, pentru că este o piesă ocazie, mai... Da, cu ocazii, în această seară o gândăm aici, o piesă solicitată de foarte multă lume și ne bucurăm că am reușit să aducem o piesă bună în repertoriul nostru, pentru că a fost scrisă de Iurie împreună cu Igor, această melodie. Este un text profund, o melodie foarte profundă, la care poate multă lume se regăsește și redă o realitate aici, care avem în Republica Moldova. De melodie manifest, dacă vreți, sau imn al situației pe care o trăim cu toții. Vreau să adaug la ceea ce ai zis, dacă pot să spun. E foarte greu să alegi piesele. Noi ne ciocnim cu această problemă des, pentru că sunt multe piese, dar a cânta o piesă bună e practic un act de eroism ca să o alegi corect și să o poți transmite cum trebuie. Mai aveți o piesă frumoasă pe care o să ne cântați astăzi, este vorba de Codrii Mei. Exact. Una la fel de frumoasă asta ca și asta, doar că mai pozitivă, dacă vreți, într-un fel sau altul. Ați lucrat cu maestrul Eugen Doga la ea. Da. Noi putem spune că suntem printre cei norocoși artiști, care avem foarte multe frumoase colaborări și una dintre ele este cu marele compozitor Eugen Doga, care ne-a încredințat această melodie, Codrii Mei, care a fost cântată de foarte mulți interpreți mari, interprete, de fapt, pentru că, de fapt, varianta noastră este
prima masculină. Prima masculină. Exact, deci au cântat-o doar soliste piesa. Am încercat să redăm prin firul nostru și credeu că a ieșit bine, pentru că și această melodie este îndrăgită de public la fel. Hai să rămânem deocamdată în satele Moldovei, după care o să mergem și în Codru. Eu merg alături de familia Moldovanu să vă ascult și pe voi vă las aici pe scena noastră. Mulțumim mult! Această snuie ascuns sau cireși în floare, un dor ce margine n-are. La casa din vale răsar zorii zilei și împletesc osițe copile. Ea strânge bujori în grădină și așteaptă, așteaptă să vină. Sate Moldovene, astăzi la grea încercare, putrele galuri grele cad peste vechea cărare. Satele Moldovene, astăzi la grea încercare, și soarele bate-n fereastră și bate la inima noastră. La casa din vale ore se joacă, se adună tot satul și se împacă, se leagă prosoatele-n cruce și lumea din sate se duce. Satele Moldovenele, astăzi la grea încercare, putrele galuri grele cad peste vechea cărare. Satele Moldovenele, astăzi la grea încercare, satele Moldove, dar nu și în sufletele noastre. Formația Cord va reveni aici pentru ca să ne aducă și Codrii în avanscenă. Și nu pot să nu vă întreb despre țara în care trăim cu toți, despre afacere pe care o aveți aici în Moldova și despre
dragostea asta oarbă pe care o are fiecare dintre noi. Nu știu, vă considerați patrioți? Reușiți să vorbiți acasă cu copiii despre asta? Faceți politică în familia voastră? Politică, deja de mai mulți ani am renunțat să discutăm, pentru că dezamăgirea totală în țară s-a manifestat și în familia noastră și am renunțat să privim emisiuni politice și să discutăm despre politică. Mm-hmm. Patrioți, nu în sensul patetic al cuvântului, patrioți în sensul a-ți face treaba la tine acasă, așa cum știi mai bine, ca să meargă țara înainte. În sensul ăsta suntem patrioți, da. Voi sunteți o gașcă de oameni, dacă pot să spun așa, care chiar fac să miște lucrurile înainte în țara asta. Aveți prieteni, colegi, nu știu dacă pot să-l zic chiar prieteni de suflet, care faceți fel de fel de evenimente frumoase, evenimente pe care încercați să scoateți cumva tradițiile, obiceiurile noastre la suprafață. Încercați să rămați obiecte din lada de zestre a bunicii și să le puneți la loc de cinste. Încercați să coaseți ei cu mâinile proprii, tu ai haine foarte frumoase pe care le faci chiar tu, ai o linie frumoasă de bijuterii. Spuneți-mi dacă vă ajunge inspirație pentru asta, dacă sunteți motivați de ce? De copiii voștri, de aerul de afară, de bunici, de părinți? Eu cred că inspirația vine din felul de a fi, de a fi al fiecăruia dintre noi, care suntem cumva firi legate direct sau indirect de creativitate. Dar ceea ce facem noi legat de tradiție, nu știu, pentru mine personal e un gen de misiune să duc mai departe tradiția ei în cazul ultimelor evenimente pe care noi le-am organizat. Sau, nu știu, cred că trebuie să fim destul de bine ancorați cu rădăcinile în identitatea noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim pe loc la ceea ce era acum 100 de ani în urmă. Eu cred că tradiția și, în general, ceea ce este legat de identitatea unui popor trebuie să fie foarte clară și să mergi cu ea înainte, să fie modernizată. Asta ne dă puteri. Asta ne dă puteri și ne face să fim... Și să înțelegi că nu sunteți unici, pentru că eu văd foarte multă lume bună care vine la evenimentele pe care le faceți, deci nu le faceți numai pentru voi și pentru 5-10 oameni care împărtășesc ideile voastre. De obicei văd lume selectă, lume bună, văd fețe noi de fiecare dată și mă bucur, înseamnă că cumva misiunea voastră este bună. Sunt prietenii noștri și sunt oameni cu care ne place să ne întâlnim și cu care ne place să ne identificăm și în cercul cărora ne place să ne simțim acasă. Probabil cumva s-au selectat cei din jurul salonului nostru care vin la evenimente, s-au autoselectat. Unii nu se simt confortabil și atunci nici nu vin, alții se simt foarte bine și atunci vin de fiecare dată. Dragă odeie, dulce mireasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Dragă odeie, dulce mireasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Urge-i zborul greul răsare, acolo pe unde trec urmele tale. Vălure dorul des ca o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Vălure dorul des ca o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Natura pentru noi, pentru mine personal, este totul. Din natură mă inspir, natura îmi dă puteri. Eu sunt orășan, născut în Chișinău, dar tot timpul mă consider de la țară, așa mă consider eu. Și de asta mă simt bine în afara orașului permanent, oriunde. Și asta încercăm să le transmitem și copiilor. Leo la fel e... Foarte pasionat de natură. Pentru da. El... Munci agricole, natură, el nu are nevoie de alte distracții. Și nici nu interesează lucrurile artificiale, jucăriile artificiale nu interesează. Apropo de gadgeturi, cum stați la capitolul ăsta în familie? Telefoane mobile, tablete, calculatoare? Cu gadgeturile în genere nu prietenim, doar decât seara uneori să ascultăm Gheorghe Zamfir și Băt Gros. Leo îi place să aleagă asta înainte de a dormi. Da. Dar cum ați obținut lucrul ăsta? Pentru că ei din fașă aruncă ochii la telefoanele noastre și... încearcă să miște cu degetul ecranul. El este foarte pasionat de chestii adevărate, de ceea ce poți să pui tu mâna și să testezi, să palpezi. Uh-huh. Instrumentele, de exemplu, nu știu, tot felul de lucruri pe care, care sunt utile. Și probabil că lui se pare că chestia asta virtuală nu e așa de adevărată ca și ceea ce poate. Asta e tare frumos, trebuie să faceți un masterclass pentru asta.
Noi suntem foarte mulțumiți, nu știu ce se întâmplă mai departe, dar cred că este și exemplul tatălui care nu are nicio treabă cu gadgeturile și pentru care telefonul mobil este doar de butonat și de sunat. Eu sunt mai dependentă de rețelele sociale, și de telefon și de tot ce își poate, dar și meseria impune, pentru că promovarea noastră în mare măsură se întâmplă pe baza rețelelor sociale. Fetelor, la voi care e situația? Stați mult la calculator, la ele telefoane? Ele fac parte din generația de azi, în care nu există nimic fără calculator, probabil. Atunci vă întreb altfel, aveți părinți moderni sau vi se par un pic demodați că tata nu scrie mesaje non-stop și nu postează selfie-uri pe Facebook? Sunt o familie modernă, cred, și chiar dacă nu utilizăm atât de mult gadgeturile, consider că suntem moderni, mai ales părinții noștri. Ce declarație de dragoste! Eu să ne faceți asta așa acasă. Sinceră. Dar voi aveți mulți prietenii voștri... Vin la voi acasă, părinții vă cunosc, prietenii părinților. Încercați să le găsiți prieteni copiilor voștri ca să fie la același nivel cu voi? Vă interesează cu cine prietenesc? Eu pot să zic că noi încercăm să le oferim lor libertatea să-și aleagă singuri prietenii și să greșească dacă au de greșit și să învețe dacă au de învățat din asta, pentru că nu cred că este corect să aleagă părinții ceva, inclusiv cu ce să se ocupe copiii, inclusiv cu ce să urmărească, ce filme să privească, ce cărți să citească, etc. Cel puțin noi am stabilit așa un gen de libertate pe care le oferim lor, tocmai pentru a crește. Altfel nu pot să devii o personalitate integră decât dacă nu afli singură și nu greșești. Încercăm nu doar pe un exemplu. Nu le impunem nimic, încercăm noi să le arătăm prin noi. Ați călcat după niște greble sau încă nu? Am mai călcat ele din când în când. Dar încep perioada. Acum. Da, pentru Anuc este perioada călcatului pe greble, dar eu cred că asta e una din perioadele frumoase ale vieții. E normal și trecem. Vreau să cred că din asta o să se întâmple alte calități pe care ți le... O să se maturizeze singură. Când a zis că le demonstrați copilor prin exemple proprii ce a făcut Sergiu până la afacerea voastră, nu știu, pentru că Stella este mai mult curtată de jurnaliști și ea dă mai multe interviuri. Am găsit că ai făcut tare multe lucruri până ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi. În timpul studenției erai și DJ la radio și traducător. Da, predai și la școală, ai și profesat o perioadă. Eu am experimentat foarte mult, tocmai din considerentul că părinții mei, una că nu au avut posibilitatea să mă ajute foarte, foarte financiar. Mult financiar, altă idee era că mi-au dat libertate să aleg eu singură ce vreau să fac. Uh-huh. Și atunci am încercat tot felul de lucruri, am lucrat la radio, ceea ce mi-a dat o mulțime de prieteni ulterior cu care mă întâlnesc și astăzi și pe care îi văd în realizații în diferite domenii, nu doar în media. Apoi, fiind absolventă facultății de litere, trebuia să fiu profesoară și am fost și profesoară de română și latină, am predat ceva ani la liceul Dante Alighieri. Paralel mai făceam niște traduceri pentru că iarăși era vorba de partea financiară fiind student. După care lucrurile au evoluat și am ajuns într-o agenție de turism, lăsând baltă profesoratul și pedagogia. Era o perioadă destul de dificilă în care am mers efectiv să câștig mai mulți bani. Și asta a fost decisiv pentru soarta mea mai departe, pentru că acolo ne-am întâlnit cu Sergiu. Încearcă fetele tale să muncească cumva sau încercați voi să le demonstrați că banii nu cad din cer și că fiecare... 100 de lei pe care le-o dați trebuie să fie meritată? Cum e relația financiară între părinți și copii la voi? Ziceți voi cum e relația noastră financiară. Anuc, zi, când mergi cu prietenii pe la cafenele, îți trebuie bani de buzunar. Cum îi obții? Ce faci pentru ei? Banii trebuie să fie meritați și mama și tata au grijă să ne dea banii conform, după merit. Și nu foarte mult sau vă dau atât cât vreți voi? Cred că atât cât vrem noi, dar noi singuri simțim nevoie să... Nu cereți mai, nu mult, decât... mai mult decât ne trebuie. Uh-huh. Bianca, s-a întâmplat să vrei o rochie tare scumpă și să zică mama și tata că nu merită, că e scumpă?
Sau că nu avem bani ca să o cumpărăm? Cred că nu, pentru că... Da, s-a mai întâmplat lucruri pe care noi, dar ajungem împreună la concluzia că nu merită. Bine, știți, sunt familii în care cumva părinții, chiar dacă nu o duc foarte bine, le dau senzația copiilor că totul este la superlativ în familia lor și că ei sunt răsfățații sorții și dacă azi a vrut role, a luat role, dacă mâine a vrut bicicletă, a luat bicicletă, dacă s-au plictisit de ambele, au trecut la altceva și tot așa. Sau alte familii care încearcă să le demonstreze copiilor că strictul necesar este, mai mult nu au nevoie, când o să muncească, o să-și cumpere. Voi în care categorie vă încărați? Cred că noi mai degrabă în categoria a doua suntem. Noi încercăm să nu avem nevoie de multe chestii. Noi... Încercăm să conștientizăm de ce este strict nevoie și de ce chiar nu este nevoie. Consumatori de orice. Strictul necesar, dar nu la limita... Bine, eu nu vorbesc de cei care dorm pe padleu. Dar pentru pisicile mamei sunt bani în familie? Cât de mare e colecția ta de pisici? Acum nu mai știu... Ultima dată când le numărasem erau peste 100, cred că, da, Bianca? Câte au fost? Ele sunt statuete? Sunt pisici de faianță? Diferite, în ce formă se manifestă? Diferite materiale, ele sunt... Ceramic, pânză, de metal... Luate de cele mai multe ori din călătorii, ca să ne amintim despre un oraș sau altul în care am fost. Și încercăm să găsim pisici de artizanat, nu din astea fabricate în serie. Pentru că asta ți-a făcut vreuna, Sergiu, sculptată sau încă nu? Noi toți am făcut. Noi toți am făcut la un moment dat. Am avut o semnătură personalizată? Am avut o serie de 4 pisici făcute din papier-mâșe. Ne-am interesat noi cum se face papier-mâșe și am făcut fiecare pisica lui. De ce pisici, te întreb? Absolut întâmplător. Până una din călătoriile noastre ne-a plăcut o statuietă pisică și după asta ne-am gândit să le colecționăm. Care e conceptul de frumusețe pentru voi, pentru fiecare? Când vă uitați la un lucru, ziceți pur și simplu că el e frumos sau că el e urât? Sau că un om e frumos și un om e urât? Cum caracterizați oamenii obiectele din jurul vostru? Pentru mine, frumusețea poate fi în orice și un om frumos sau urât nu există. Există doar percepția ta asupra unor lucruri și emoțiile care transmite. Care le trezește un om sau un obiect sau orice altceva. Fizicul, sigur, nu e pe primul plan. Și cu siguranță frumosul poate fi găsit oriunde și nu trebuie să mergi peste mări și țări ca să vezi cât de frumoasă este natura. Poți să ieși din ogradă și să faci doi pași să înțelegi asta și atunci încerci să vezi cumva frumosul în lucrurile simple și care nu necesită eforturi enorme sau bani mari ca să le vezi. Dar, în general, frumosul vine de la... natură, nu poate fi creat, multiplicat. Acolo deja nu e frumos. Hai să-ți facem pe plac să ascultăm o melodie ruptă de natură, okay. Codrii mei, o melodie celebră care parcă te înalță din spete și te face să fii mai mândru atunci când intri într-o pădure sau în codrii Moldovii. Așa că invit din nou formația Acord în avanscenă să ne umple de vigoare, de putere și să ne cânte acea frumoasă și celebră melodie care a marcat un neam întreg. Bătrân, prietenii mei buni, doinele vă ascult, venind din buni străbuni. O iarbă verde, un freamă dulce, o păsărică pe ram, bolta senină, unde m-aș duce? La 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 la
грешник сплошний тор, а риб штица дать свой фиекерый дор, о ярве веде, утро мы лучше. Mulțumim! Din Codri Moldovei aș vrea să mergem în călătoriile voastre. Am înțeles că o frumoasă pasiune de-a voastră sunt călătoriile. Pe unele le-ați vizitat în doi, pe altele în patru sau chiar în cinci. Cât de ușor este să-ți organizezi planul pentru o vacanță și să-ți dai seama unde vrei să mergi, de ce vrei să mergi și cu ce amintiri vrei să te întorci de acolo? Astăzi este destul de ușor pentru că există site-uri unde îți rezervezi în timp hotelele, există nu știu, traseul pe care poți să o faci în 5 minute făcând doar un click. Nu este nimic complicat. Dacă înainte depindeai de agenții de turism, astăzi poți să-ți organizezi absolut totul singur. Există o avalanșă de informații, bloguri de călătorii, tot ce-ți dorești este la suprafață și nu-i deloc complicat. Prima călătorie pe care ați făcut-o în doi, unde a fost? În Crimea. Da, cred că mai mulți ani la rând, când la începuturile relației noastre. Da, și în doi copii. Mai întâi în doi, după care cu fetele mergeam vara în Crimea la mare. Erau călătorii din astea destul de dure pentru noi. Da, cu pentru drumul noi. Foarte lung până la urmă. Cald, fără aer condiționat, condițiile, cu condițiile foarte severe. Dar ne amintim de plăcere, cu plăcere de perioada asta, pentru că astăzi deja cred că nu am mai auzit de mult lumea să meargă în Crimea, apropo, s-au schimbat timpurile, s-au schimbat politica și atunci greu de mers. Cerințele oamenilor și capacitățile de... Dar o țară de vis pe care v-ați dorit să o vizitați și v-ați permis fiind oameni maturi? Păi, nu știu. Pentru că într-o relație, într-o familie, fiecare cumva vine cu un bagaj de acasă pus, cu un concept asupra lumii, cu niște vise pe care vrea să le realizezi. Și uite când două globuri se unesc, cu siguranță că apar niște scântei. Păi, eu vreau acolo, dar eu acolo. Ați reușit să mergeți în acele locuri? Europa. Cred că cea mai îndepărtată destinație a fost anul trecut, când am făcut 15 ani de căsătorie, în care am mers în Mauritius. Deci a fost... În doi? Cea mai... Da. Da, și toată lumea ne întreba, ați venit aici pentru luna de miere? Și noi ziceam, da, numai că peste 15 ani s-a întâmplat luna de miere, pentru că Mauritius este o insulă care e în Oceanul Indian, lângă Madagascar, înconjurată mii de kilometri de apă și acolo toată lumea se duce pentru luna de miere, pentru că e un loc cumva destinat pentru cupluri. Și a fost o descoperire fantastică să vedem cu totul altă parte a lumii și alt mod de viață și natură și oameni și tot felul de lucruri. Iar recent noi suntem foarte impresionați de Norvegia, țara. Pentru mine asta a fost un vis, Scandinavia. Da, ne gândeam să mergem undeva într-o țară scandinavă pentru că ne atragea cumva. Eu cred că natura a fost cea mai mare impresie pe care ne-a lăsat-o și faptul că oamenii știu să păstreze și în continuare se gândesc la a salva ceea ce le-a dat natura și pun foarte mare accent pe curățenie, pe ecologie, pe tot ceea ce ține de lucrurile legate, de a păstra ceea ce
ți s-a dat necondiționat de sus. Până la urmă, astea sunt niște vacanțe active, dacă pot să zic așa, foarte din care active. Te întorci mai obosit decât ai plecat fizic, dacă vrei, nu? Depinde cum merge. Depinde. Noi am descoperit un alt gen de vacanță prin ultima noastră călătorie în Norvegia. Norvegia a fost cu avionul, după care cu iahtul. Deci 11 zile pe iaht, în care am văzut orașele din față, așa cum ne zicea capitanul nostru. Numai dacă ai să faci o călătorie cu iahtul, ai să vezi fața orașului, pentru că toate orașele erau construite cumva cu fața spre mare. Și ne-a plăcut foarte mult. E un alt gen de călătorie. Nu este turism, pentru că noi de obicei facem în mod normal, facem turism. Ne ducem în locurile destinate turiștilor să vedem monumente arhitecturale sau mai mult istorice. Expediție. Cu fetele noi am mers în călătorii, în tripuri europene de 8.000 de kilometri cu mașina. Două săptămâni, de două ori am avut astfel de călătorii. Vă plac păi astfel de călătorii? Să nu știi unde ajungi, să nu știi ce mănânci? Prima dată 9 țări și a doua 11. 11 țări, da? Deci E o aventură foarte riscantă și să te pornești cu copii să vizitezi riscant, 9 țări la rând? Probabil este riscant pentru cei care consideră că este riscant. Pentru noi cumva a fost foarte bine stabilit traseul, din timp am rezervat hotelele. Deci munciți unele de acasă lucruri nu s-au potrivit acolo pe loc, pentru că am avut și experiență să pierdem gentuța cu acte și cu bani și Aoleu. Nu știu ce, dar până la urmă totul s-a aranjat așa că le-ați găsit sau v-ați descurcat fără? Le-ați găsit. Eu știu 500 de kilometri ne-am dat seama că nu mai avem gentuța cu noi. După 500? Da, o zi am pierdut. O zi am pierdut. 1000 de kilometri dus întors. Și v-a învățat minte cumva experiența asta pentru viitor? Sau s-a mai întâmplat să lăsați? Ne-am învățat și acum peste tot. Acum peste tot ne uitam. Este gentuța. Dar a fost frumos pentru că am venit într-o țară în care oamenii erau cumva, nu își puteau permite să ia gentuță și să plece. Deci au unde lăsat era acolo. Asta s-a întâmplat în Franța. Mm-hmm. Erau puțini est-europeni acolo, probabil. Da, cu siguranță, la momentul ceva. A fost o experiență interesantă. Acum eu recunosc că nu am văzut atâtea țări cât ați văzut voi și probabil aveți și colegi de clasă care nu se pot lăuda cu o experiență atât de bogată în capitale europene, cel puțin. Vă place? Vă regăsiți? Așteptați shopping-ul în fiecare loc pe care îl vizitați? Sau sunteți marcate de muzee, de locuri istorice? Unde faceți poze? De obicei facem poze la monumente istorice, dar pot să recunosc că aștept de multe ori shopping-ul, dar mama cu tata știu asta. Experiența este unică să călătorești, mai ales alături de familie, în atât de multe locuri. Este foarte interesant. Și chiar dacă avem parte uneori de peripeții, oricum, este plăcut să ne amintim de asta peste. Ce mâncați în călătorii? Vă place să gustați în bucătăria țărilor pe care le vizitați sau alegeți o bucătărie clasică de fiecare dată? Sau poate mergeți la supermarket și cumpărați produse alimentare și le mâncați în mașină? De obicei mâncăm mâncare tradițională încercăm din țara respectivă. Încercăm să mâncăm sănătos respectiv. Încercăm la să timp, să... dar în rest... Încercăm să testăm gustul țării, pentru că asta e foarte, foarte important. Asta deosebește țară de alta. Vorbim cu mâncați sănătos. Stella, e o bucătăreasă bună? Sau tu ești un bucătar bun? Sau fetele gătesc? Noi avem avantajul să ne descurcăm. Să ne descurcăm având încă o persoană care ne ajută să pregătim mâncarea. Dar atunci când avem noi de gătit, cred că... Ambii sunteți buni. Da. Tata la noi este specialist pe pește și pe mămăligă. Cartofi prăjit. Acum este... un boom, mie mi se pare, în societatea noastră să mâncăm sănătos. Ori această idee de a mânca sănătos ajunge până la limită. Vegetarieni, cei care se hrănesc doar cu smoothie-uri și legume crude, nimic prăjit, tot copt. Ori, nu știu, în familia noastră tradițională s-a mâncat mult și bine. S-au mâncat cartofi prăjiți. La greu? Noi nu suntem... S-au mâncat plăcinte în fiecare zi? Nu avem o atitudine fanatică. Ca fiind o abatere de la chestia asta, dacă mănânci. Nu în fiecare zi. Familiile mele se mănâncă foarte des, săptămânal sau chiar de mai multe ori. Nu știu dacă e bine sau nu, dar mâncăm. Bine, noi nu mâncăm foarte gras, de exemplu, sau piparat, sau cumva foarte picant. Noi mâncăm așa, relativ mai...
moderat, dar nici nu facem abuz, nu suntem fanați referitor la mâncarea sănătoasă. Te întreba cineva odată despre gusturile moldovenilor în materie de artă și tu ai zis pe bună dreptate că nouă în general ne place ieftin bun și mult în chil, pentru că cumva venim dintr-o societate de consum unde totul era uniformizat și avea o masă și 6 scaune în gospodării, deja era o familie înstărită. Cum e cu educarea gusturilor celor care intră la voi în salon? Cum e să le spui oamenilor că e mai bine, de exemplu, o ramă mai mică și de un lemn bun decât una de plastic cu multe zorzoane? Noi, de fapt, încercăm nu să educăm, pentru că asta e misiunea directă, să educăm gusturile. Gusturile, în general, nu prea pot fi educate. Cum e cu acest titlu pe care l-ați obținut voi? Bănuiesc că nu a fost dat pe pile. Cum ați muncit pentru el? Cum ați ajuns la Londra ca să-l căpătați? Noi ne-am interesat. Este o asociație artelor frumoase care examinează anume producătorii de rame. Este o asociație care lucrează cu toată Europa și chiar oferă și titluri și în Australia și în Statele Unite. Pentru noi a fost o încercare să vedem dacă putem să corespundem standardelor internaționale. A fost un examen foarte strict cu peste 150, pare mi se, întrebări teoretice la care noi am răspuns în scris. Teorie din domeniul artei? Teorie din domeniul înrămărilor, operelor de art, păstrării artei, deci un spațiu foarte vast. Ați învățat sau cunoșteați? Am învățat, da, am învățat. Am primit o experiență practică. Bine, teoria am învățat-o pe baza unui manual pe care ei ne-au oferit-o. Uh-huh. Examenul s-a întâmplat în limba engleză. Am avut și partea practică în care noi am arătat trei tipuri de înrămări realizate v-ați în atelierul nostru. Separat da? La examen? Nu, am mers, noi am mers împreună, dar încăperi separate și întrebări separate. Întrebări separate, încăperi separate. Și erați mândri unul de celălalt că v-ați descurcat? Așteptam notele la sfârșit. Așteptam rezultatul, s-a dat rezultatul peste 2 zile, pare mi se. Și a ieșit că eu am răspuns cu 94 și Sergiu cu 98%, ceva de genul ăsta. Tot cocoșul un pic mai mult. Da. Am impresia că asta ține de un hambâț al vostru personal, de a vă demonstra vă înșivă, că până la urmă sunteți și artiști. Și de a afla multe chestii care le-am aflat învățând, pregătindu-ne pentru examen. Asta s-a întâmplat acum 3 ani, în 2014, când noi am făcut 10 ani de activitate. Și atunci ne-am gândit că este momentul să certificăm ceea ce am realizat noi, cât să vedem dacă sunteți. Putem să fim atestați și să fim mai înălțime. Acum, logica întrebare, nu v-ați plictisit unul de celălalt și acasă și la muncă? Nu, sigur nu. Eu o redescoper pe Stella în fiecare zi. Eu pot să zic același lucru, mai ales că Sergiu este o persoană foarte creativă acum, mai nou, de un an și ceva, face bijuterii din lemn. Este o colecție pe care eu o promovez și pe care eu o port. Și pe care Stella o inspiră. Mă inspiră pentru ea. Este o altă direcție pentru ca să-ți degajezi cumva creativitatea, că în orice afacere există rutină foarte multă, de care nu poți să scapi fiind un administrator de afacere și atunci Sergiu și găsește... Cum zic psihologii, nu trebuie să lucrezi cu nevasta sau cu soțul împreună pentru că apare rutina, vrei, nu vrei. Te vezi dimineața, ieși împreună, vii la serviciu, stai o zi întreagă, mergi acasă, bei ceaiul și tot așa... Noi ne-am delimitat foarte strict direcțiile în care lucrăm. Eu lucrez pe partea de lucru cu furnizorii și de promovare. Sergiu lucrează pe partea de organizare și de atelier, partea tehnică. Suntem cumva separați toată ziua, nu stăm chiar... Cine dictează la serviciu? Iarăși... Cine e cu semnătura atunci? Bine, semnătura pentru că există un singur director, este al lui Sergiu. E Sergiu, asta voiam să știu. Dacă ceva te supui. Cine semnează ceea ce ai discutat-o cu furnizorii? Sergiu? Nu, ne place să zicem că suntem pe pas egal și deciziile se iau absolut toate împreună. Foarte puțin se decide separat și fără să vrea celălalt același lucru. Mm-hmm. Cam așa se întâmplă și în familie. Avem direcții diferite, dar deciziile se iau în comun. Dar la mijloc vă întâlniți. În comun, da.
Uite că am ajuns la finalul emisiunii noastre, una tare calmă astăzi, dar știți de ce e calmă? Pentru că Leo a adormit. Da. Este, dacă mi-aduc eu aminte din experiența mea, al treilea copil care reușește să adormă la emisiune și de fiecare dată am avut, nu știu cum, o energie pozitivă care a ambalat canapeaua asta și asemenea unui balon roz ne-a purtat timp de o oră. Eu zic că e de bine. Dacă a reușit să doarmă, înseamnă că noi nu am făcut zgomot în zadar astăzi. Eu cred că el, dacă are de dormit, doarme. Asta e regimul lui și nu putem noi să-l perturbăm cu copiii nimic altceva. Copiii sunt frumoși cum ar sta și cum ar fi, de asta am zis. Nu mă cumplim niciodată când am copii mici în studio. Îi las să exploreze atât cât își doresc ei. Doar să fie întreg decorul. Asta e unica condiție atunci când intră părinții în studio. Ce ați vrea să le spuneți celor de acasă care, privindu-vă, au zis că sunteți un exemplu și pentru ei? Pentru că reușiți să mergeți înainte, reușiți să aveți copiii pe care îi aveți, reușiți cumva să gândiți pozitiv astăzi și mâine să dea Dumnezeu și reușiți cumva să vă împliniți visele și să le colorați așa cum vreți voi. Să începem de la copii, Bianca și Anuc. Eu vreau să-mi spuneți în câteva cuvinte cum sunt părinții voștri, de ce îi iubiți. Sunt ambii niște părinți perfecți, cred că. Tu nu exagera. De ce? Poate pentru ea tu ești perfectă. Da, pentru că reușește timpul tot să faceți la timp, totul este bine făcut de voi, ceea ce faceți. Familia noastră este bazată pe valori, cum ar fi încrederea, sinceritatea și cred că asta stă la bază și ne ajută să avem o relație atât de deschisă și sinceră. Știți ce este cel mai greu pentru astfel de copii? Să-și găsească jumătățile, pentru că vor vrea să fie un sos la fel ca și Sergiu, să le poată pe toate, să le reușească, să fie aproape perfect, cum a zis Bianca. Dacă vor dori mult, vor găsi. Da, cumva ceea ce-ți dorești... E mai bine să știi ce vrei. Da, important este să vezi ce-ți dorești. Da. Și atunci lucrurile se aranjează, universul complotează în jurul dorinții tale. Mi se pare că este foarte important să transmitem un mesaj de deschidere la lucruri noi, la orizonturi, la relații noi, la tot ceea ce ține de umplerea personalității fiecăruia, pentru că dacă o să stăm închiși bazându-ne doar pe ceea ce au zis părinții noștri sau ceea ce ne-au sugerat, nu știu ce, prieteni sau nu știu ce vecin, lucrurile se îngustează. Eu cred că cheia la tot este să fii deschis și pentru copii și pentru tine personal. Și peste tot se vadă partea bună a lucrurilor. Partea frumoasă a lucrurilor. Frumoasă. Pentru că oricum viața îți dă și bune și rele, dar important e să conștientizezi că fiecare lucru care ți s-a întâmplat este o experiență și o posibilitate să crești și să mergi mai departe. Da. În spatele vostru sunt oameni care vă iubesc, care vă așteaptă și care se bucur pentru realizările voastre. Da, sigur. Și cu această ocazie vreau să le transmit părinților și ai mei și a Stelei. În primul rând, un mare mulțumesc și ei sunt tot timpul alături de noi, ne ajută, lucrează împreună cu noi, ne ajută cu copiii, ne înțeleg, ne acceptă așa cum suntem. Ne apreciază. Ne apreciază. Ceea ce este foarte important. Pe asta ne bazăm și le dorim multă sănătate și cât mai mult timp să fie alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru deschidere, pentru sinceritate, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să vă colorați visele pe care le aveți și să găsiți rama potrivită pentru fiecare emoție pe care o trăiți zilnic alături de familie, să vă crească copiii sănătoși și frumoși. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Vă doresc o seară bună tuturor și rămâneți alături de Select String Quartet.